Costul în situația și lucrurile e de o mare importanță. Vedeți, cei mai mulți din cei care sunt cinstiți, în afară de cei care sunt căzuți și nu-i mai interesează, pun mare preț pe un post de mâncare. O mâncare redusă, în sfârșit, fără grăsime, mă rog, cum este. Dar asta nu-i destul. Asta numai ca să, pentru că trupul este de mare valoare, făcut de marele meșter și desăvârșit făcut și trupul, și el merge cu sufletul spre mântuire. Îl poartă pe suflet și mă rog. Și atunci, sigur, îl oprim. Dacă îl mai veștejește puțin, îl mai reține puțin din nevădăile lui postul, îl ajută foarte mult să se poată gândi mai mult la adevăratul post care este sufletesc. Adică reținerea cu orice chip, de la, nu mai judeca, dar nu vorbi de rău, un lucru atât de grav și atât de ușor să face cu vorbirea de rău. Și chiar vă spun, am îndrăznit să afirm că sunt convins că cei mai mulți din ea sunt cei care vorbesc de rău. Și dacă îi spui, dar ce n-am dreptate, dar ce nu mai eu zic, dar nu merită, în sfârșit, să apără. Biserica încadrează pe aceștia la ucidere morală. Pe la i-ai luat, da, am auzit de el, în sfârșit, a spus și alții că au auzit de la alții și nu știu și a, mă rog, a desfințat un om pentru care Hristos l-a restaurat prin sânge. Că Hristos a venit nu să anihileze neamul omenesc, ci să-l transfigureze. Deci vorbirea de rău, reține de la vorbirea de rău, de a te ruga, de a-ți da seama cât ești de departe de mântuire, dar deci să te compari în sfârșit cu momentul judecății sau cu momentul morții tale. Eu am făcut o mulțime de desene și am mai făcut și altceva, un cap de mort, așa, ca să vă pot da și arăt, așa, pentru ca să gândească un mințel și la sfârșit. Și de asta vă spun că chiar Sfântul Vasile cel Mare, la întrebarea care e filozofia mai de efect, și a spus, domnule, gândul la moarte. Și așa este, e o enorm de mare greșeală că ai să crezi că trăiești numai până la moarte. E, de acolo începe viața. Că și-a trecut de la moarte la viață, cum zice Mântuitorul. Impostul e de o mare valoare, ținut însă sufletește mai cu grijă, mai cu atenție. Așa. Să intrăm în iubirea creștină. Iubirea e criteriu de judecată. Nu se poate face fără iubire nimic. Chiar Evangheliile care se citește pentru ziua judecății, îi spun, de ce nu m-ați cercetat, de ce nu m-ați adăpat, de ce nu m-ați îmbrăcat, nu vorbește chiar de alte păcate grozave, curvii, ucideri. Deci, ce ține de iubire? Că iubirea este criteriul de judecată. Deci, noi suntem obligați să iubim pe frații noștri. În măsura în care iubim pe alții, ai măsura de iubire către Dumnezeu la oameni. Nu este, eu mă iubesc pe Dumnezeu, te înșeli. Iubesc pe Dumnezeu și ești dușman cu atâția inși. Nu s-a gustat din marea bucurie a iertării. Am zis și am să-i zic, asta ești. Mântuitor, n-ai știut să spui, Doamne, iartă-l. Poate să zic că postul este să te antrenezi mereu ca să fii pregătit în ceasul ceasurilor, ziua cea mare a ta, ziua morții, ai ziua ta, să fii pregătit atunci. Și Biserica ne-a dat această posibilitate. Deci trebuie bătut cu orice chip în a nu dușmăni, a iubi. Să ne antrenăm în această enorm de mare virtute. Și unul zice, eu am un păcat de mic. Primeam acolo, preasfințitul era. Și eu i-am spus, domnule, care ești cu păcatul ăla mic, eu spun, un păcat și mai mic decât al dumitale, dar păcatul a răsturnat cerul și pământul. Adam n-a făcut decât a mușcat într-un măr. Și a făcut atâta și nici acum nu s-a terminat bătălia. Ce greșeală enorm de mare a făcut, pentru că a ieșit de neascultare. Dar dumneata, nu numai că ai mușcat de, dumneata ai mușcat de oameni. Aia numai tău nu pui la socoteala, nu? Că ai făcut cu tare și cu tare, dar orice aș face, că nu este lucru mic în viață, răul cel mai mic. Nu este lucru mic în viață, răul cel mai mic. Orice păcat mic este un păcat mare.
Orice șarpe mic e un șarpe. Pune postul în situația să gândim mai mult, adică șarpele ăsta, dar știi ne comportă. Dar intra în cel în atenție ca să nu dușmănim. Dom'le, n-ai să poți iubi, că asta e momentul istoric amestecat în concepții, dar cel puțin numai să nu urăști, că deja ești pe treabă de salvare. Deci luptă-te cu tine puțin. Dom'le, a iubi vrășmașii nu este o recomandare, e o poruncă. Am spus o stare de prezență continuă. Nu atât o stare de nevoință. Nu o stare de post, de nu mănânc nimic cu zilele și cu săptămânile. Mănânci potrivit, dar din cel mai reținut, având în vedere scopul principal care e viața de mântuire. Că suntem creștini. Noi nu pot să vorbesc acum să scuz lucrurile. Înțeleg eu că-s duhovnic. Ce știți dumneavoastră că te știe un duhovnic? Atâta lucruri grozave. Dar te ieși, te dezleg. Părinte, am greșit. Nu? Spune ce ai greșit. Răspunde la întrebare. Nu spune, n-aveam ce să fac. Înțeleg eu. Pentru că mai întâi ai omorât un prunc în pântece. Păi n-aveam ce să fac, că eram... Da, pruncul ăla e autonom. Ăla atât de grav și atât de ușor să face cu vorbirea de rău. Și chiar vă spun, am îndrăznit să afirm că sunt convins că cei mai mulți ne sunt cei care vorbesc de rău. Și dacă îi spui, îi spune, dar ce n-am dreptate, dar ce nu mai eu zic, dar nu merită, în sfârșit, să apără. Biserica încadrează pe aceștia la ucidere morală. Că l-ai luat, da, am auzit de el, în sfârșit, a spus și alții că au auzit de la alții și nu știu și a, mă rog, a desfințat un om pentru care Hristos l-a restaurat prin sânge. Că Hristos a venit nu să anihileze neamul omenesc, ci să-l transfigureze. Deci vorbirea de rău, reține de la vorbire de rău, de a te ruga, de a îți da seama cât ești de departe de mântuire, dar deci să te compari în sfârșit cu momentul judecății sau cu momentul morții tale. Eu am făcut o mulțime de desene și am mai făcut și altceva, un cap de mort. Așa, ca să vă pot da și arăt, așa. Pentru ca să gândească un nințel și la sfârșit. Și de asta vă spun că chiar Sfântul Vasile cel Mare, la întrebarea care e filozofia mai de efect, și a spus, Doamne, gândul la moarte. Și așa este, e o enorm de mare greșeală, că ai să crezi că trăiești numai până la moarte. De acolo începe viața. Că și-a trecut de la moarte la viață, cum zice Mântuitorul. Impostul e de o mare valoare, ținut însă sufletește mai cu grijă, mai cu atenție. Așa. Să intrăm în iubirea creștină. Iubirea e criteriul de judecată. Nu se poate face fără iubire nimic. Chiar Evanghelia care se citește pentru ziua judecății, îi spun, de ce nu m-ați cercetat, de ce nu m-ați adăpat, de ce nu m-ați îmbrăcat, nu vorbește chiar de alte păcate grozave, curvii, ucideri. Deci, ce ține de iubire? Că iubirea este criteriul de judecată. Deci, noi suntem obligați să iubim pe frații noștri. În măsura în care iubim pe alții, ai măsura de iubire către Dumnezeu la oameni. Nu este... Iubesc pe Dumnezeu, te înșeli. Iubesc pe Dumnezeu și ești dușman cu atâția inși. Nu s-a gustat din marea bucurie a iertării. Ți-a zis, i-am zis și am să-i zic, asta ești. Mântuitorul n-a făcut, n-ai știut să spui, Doamne, iartă-l. Poate să zic că postul este să te antrenezi mereu ca să fii pregătit în ceasul ceasurilor, ziua cea mare a ta, ziua morții, ai ziua ta, să fii pregătit atunci. Și am îndrăznit să afirm că sunt convins că cei mai mulți ne sunt cei care vorbesc de rău. Și dacă îi spui, îi spune, dar ce n-am dreptate, dar ce nu mai eu zic, dar nu merită, în sfârșit, să apără. Biserica încadrează pe aceștia la ucidere morală. Că l-ai luat... Da, am auzit de el, în sfârșit,
a spus și alții, că au auzit de la alții și nu știu ce. Mă rog, a desfințat un om pentru care Hristos l-a restaurat prin sânge. Că Hristos a venit, nu să anihileze neamul omenesc, ci să-l transfigureze. Deci vorbirea de rău, reține de la vorbire de rău, de a te ruga, de a-ți da seama cât ești de departe de mântuire, da? Deci să te compari în sfârșit cu momentul judecății sau cu momentul morții tale. Eu am făcut o mulțime de desene și am mai făcut și altceva, un cap de mort. Așa, ca să vă-l pot da și arăt, așa. Pentru ca să gândească un mințel și la sfârșit. Și de asta vă spun că chiar Sfântul Vasile cel Mare, la întrebarea care e filozofia mai de efect, și a spus, Doamne, gândul la moarte. Și așa este, e o enorm de mare greșeală că ai să crezi că trăiești numai până la moarte. De acolo începe viața. Și a trecut de la moarte la viață, cum zice Mântuitorul. Impostul e de o mare valoare, ținut însă sufletește mai cu grijă, mai cu atenție. Așa. Să intrăm în iubirea creștină. Iubirea e criteriul de judecată. Nu se poate face fără iubire nimic. Chiar Evanghelia care se citește pentru ziua judecății, îi spun, de ce nu m-ați cercetat, de ce nu m-ați adăpat, de ce nu m-ați îmbrăcat, nu vorbește chiar de alte păcate grozave, curvii, ucideri. Deci, ce ține de iubire? Că iubirea este criteriul de judecată. Deci, noi suntem obligați să iubim pe frații noștri. În măsura în care iubim pe alții, ai măsura de iubire către Dumnezeu la oameni. Nu este, iubesc pe Dumnezeu, te înșeli. Iubesc pe Dumnezeu și ești dușman cu atâția inși. Nu s-a gustat din marea bucurie a iertării. Ți-a zis, i-am zis și am să-i zic, asta ești. Mântuitorul n-a făcut, n-ai știut să spui, Doamne, iartă-l. Poate să zic că postul este să te antrenezi mereu ca să fii pregătit în ceasul ceasurilor, ziua cea mare a ta, ziua morții, ai ziua ta, să fii pregătit atunci. Și biserica ne-a dat această posibilitate. Deci trebuie bătut cu orice chip în a nu vorbi.